Ești supărat, Adrian? Nu se pot supăra. Deci... Poți să fii tu prietenul meu după ce ieși din concurs? Să fii tu prietenul meu când ieși din concurs? Eu știu, mă, Dan. Depinde cum mai evoluează lucrurile astea. Ce? Depinde cum mai evoluează lucrurile astea. Păi cum adică cum mai evoluează lucrurile? Așa. Bă, totodată atâta mai supărat pe mine. Când, Adrian? Când? Când mă așteptam să mă primești în casă. Te așteptam să te primești în casă. Oricum aveai votul, știam sigur că ai votul dat în partea lui. Nu contează. Dar un vot altul putea să conteze, nu? Dar chiar mă așteptam, dragi, nu mă așteptam. Ei, nu te așteptai. Și tu. Dacă mi-ai zis că ai făcut mare greșeală, Dani, mare greșeală ai făcut. Păi da, asta e, că nu trebuie să te tragi din gură, să fii mult. Chestia asta. Da, e că trebuie să te ajungi în gura ta, nu te-a... Dar tu ce ai înțeles când am zis că primul are greșit? Adică, gata, nu mai ești de acord cu mine și că am greșit și cu astea... Da, mă, imediat ai dedus tu. Și ce era să înțeleg, mă? Prin asta, cu mare greșit. Bă, dar și tu când ai venit și te-ai luat de Dana și de Mariana atunci la terasă, ce ți-am zis ceva, ți-am reproșat ceva? Când la terasă? Când ți-ai reproșat, te-ai luat cu ei la terasă. Tu erai acolo? Nu, și pe urmă am aflat masonarea lumea povestit și pe urmă te-am întâlnit pe tine pe Messenger. Și mi-ai povestit, ai uitat? Ți-a povestit Raul imediat, a sunat el? Da, m-a sunat, a, și mi-a zis de tine și pe urmă... Da, bă, că Raul ți-am zis ceva, Raul e parșiv. Și pe urmă am discutat pe tine pe Messenger, mi-ai explicat că ai uitat, zic, bine mă, dacă tu așa crezi și treaba, știi? Nici mă știu ce am discutat, să mă dacă mă știu minte că am discutat. Da, asta, exact așa. Dar oricum eu nu mint de fel, ți-am zis, eu nu mint și asta și când a fost că nu te-am primit în casă, când tu mi-ai zis mie că băi, ai făcut mare greșeală și asta și pe urmă te-ai supărat, nu mai o băgă în seamă. E, nu te băgam, nu mai. Și am dedus că nu mai ce să discuți cu mine. Da, mă, lasă-l jur. Eu ți-am zis, eu n-am fost de acord să formeze strategii, să... Am văzut că... Vigeala, nu cu strategii, că nu a făcut nimeni ce strategie. Da, e foarte că s-o cunoște de la bun început, s-a cunoscut cine a fost unii și cine nu. Eu nu am fost singur de la bun început și uite, am rezultat până la sfârșit. Te Dani. Și eu cu cine am fost? Eu am fost dacă singur cu băiat... tu ai fost cu Carol, ai fost cu Raul, ai fost cu Daniela, cu Jane. Nu am fost frate cu nimeni, adică ce s-a întâmplat? Și eu n-am fost cu, dacă ți-mi cu nimeni și m-am certat cu toată lumea, adică nu am fost cu Marian, cu... Și cu Marian ai fost. Bă, dar ce a fost? Dar ce fost? Dacă mă înțeleg bine cu ei, înseamnă că... Păi tocmai de astea, că la lumea n-a fost frică să-și dea punctul de vedere, pentru că ce zic, bă, ies afară, mă dau afară ăștia, că sunt mulți. Da. Păi și ce am făcut eu rău, mă? Păi și ce am făcut eu rău de să-și dea lumea cu punctul de vedere? Nu, eu mă așteptam să mă votați toți pe mine, prima săptămână. Da, mă, adevărat. Dar mie nu mi-a fost frică dacă se vadă. Ce ies, frate. Asta mi-a părut, eu te-am respectat, am mă, așa. Ce vrem să zic, că nu te-am respectat și că ai intrat în casă, asta e, bine că ai intrat. Tu atunci mi-ai dat impresia, asta mi-ai dat impresia, că nu mai vrei să discuți cu nimic, ai venit. Că ai făcut mare greșeală, ai venit, mi-ai zis. Da, și ce ți-am zis, altă te-am luat de bară și ți-am zis, băi, Dani, ai făcut o mare greșeală, nu trebuie să vorbești nimic. Și în primul rând tu ai înțeles totul greșit, dar în fine, nu mai contează, stau să-ți dau muncă de lămurire cu tine, chiar nu mă strufoc. Păi ai înțeles totul de la ți-a explicat și Marian și tot nu înțelegi. Ce mi-a explicat mie Marian? Mai... Direct atunci când am zis că ce, tu ai zis că a fost strategie de sus de acolo din casă. Da. Păi și ți-a explicat Marian de ce mai Marian, na, când era prietenul vostru, a fost altor de voi, adică prietenul vostru, asta cu voi. Nu și... ce nimic de frica voastră, a zis, eu asta cred. Păi nu, dar a spus când era certat cu noi. Marian? Da, a spus în direct când i-a zis noi, băi Marian, a fost vreo strategie din partea noastră? A uitat că l-a întrebat și a zis, băi nene, a fost doar vorba să ne punem, să ne spunem cine, pe cine vrem și pe cine nu vrem, nici vorba. Da, dar eu n-am auzit asta la masă. Pe mine, dacă ții minte, cred că erai și tu la masă, când Carol m-a chemat, mi-a făcut semn, ia vino Dani încoa. Și a zis, ce s-a întâmplat? Și el a zis, vino că stai în fața, în ținta noastră, în fața noastră. Nu, a zis, stai în fața noastră și noi alegeam pe cine noi alegeam. Da, și Carol m-a luat de gât și mi-a zis frumos așa, uite pe cine nominezăm noi, pe ăla. Și am întrebat, de ce, pe ăștia vrei să te dezi afară? Da, da, și tu ce ți-a zis, tu nominezi la fel ca noi? Nu ce se înțelegea prin asta? Hai mă frate, vezi, tu înțelegi totul cum vrei tu. Haide mă, mă cheamă, îmi face semn de la... Da. Îmi face semn, vină încoa, hai să numezez pe ăla. Da. Uite eu pe ăștia, noi toți, nu, așa a spus, noi toți îi nominezăm pe ăla. Și ce rămâne de... Da, mă, ce da, mă, trimite, că tu, ți-am zis că tu cam le iei așa, cam... E, le iau, uite cum l-a luat, cum nu l-a luat. Eu sunt eu și... Da, bravo, felicitări, ți-am zis ceva. Uite așa cum am fost, uite, am ajuns printre ultimii șase. Și eu cum n-am fost, că am fost, uite că am rezistat. Păi da, tocmai de asta.